să nu fii. Dragii mei, distinsă și noleată familie, dragii mei, tot mai mult văd în locul în care ne-a pus Dumnezeu să viețuim ca poporul Domnului, un pământ cu cruci, cu multe cruci. Istoria a lăsat multe cruci și aici chiar suntem în locul crucilor, a unor cruci sub care stau precum o sămânță, gata să îi rupă viața, oameni cu mare demnitate. Oameni care au dat, prin viața și mărturia lor, un sens ideii de popor. Poate că nu ne-am comportat la nivel unitar și masiv prin toți porii acestui popor în istorie până la capăt, dar am avut și cred că mai avem oameni de ei. Astăzi am apreciat într-un început prezența dumneavoastră ca un reflex nobil de răspuns în raport cu un părinte. Un dascăl e mai mult decât un om de la catedră, bine calificat, mai mult sau mai bine calificat uneori, ci e un părinte. Tot mai mult, de fapt, generațiile noi petrec mai mult decât cu proprii părinți. Cu cei care caută să zidească în interiorul minții lor ceva frumos și perene. Dar mai mult decât atât, un mare dascăl și un părinte, această nobilă femeie pe care am avut imensa șansă să o cunosc, s-a arătat neamului nostru ca o persoană cu mare demnitate caracterială și forță de mărturie. Sigur, nu căzută de oriunde. Să nu ne închipuim că vom avea generații tinere, curajoase și demne, dacă nu vor înțelege aceste caractere din casă, din familie și, evident, din școală. Voi da citire acestei note biografice scrisă într-o coordonată aparte. S-au făcut referințe la familia ei, dar mai ales la felul în care această familie a știut să plătească un preț mare pentru ca noi să rămânem totuși verticali în fața istoriei. Poate că am adăugat cuvinte pompoase în raport cu persoana ei, dar merită pentru că asemenea ei, Doina Cornea și multe alte persoane și familii au știut să pună o mărturie cu un preț mare. N-au înțeles viața doar în orizontul unei frământări oarecare sau și mai jos în orizontul unui biologic care traversează o etapă a timpului. Ci au înțeles viața ca un dar al Dumnezeu pentru care trebuie să mulțumești și trebuie să răspunzi. Și trebuie reinvestit. Ca un talent. Eu am pornit de la această interogație a lui Păunescu. Mai avem noi părinți? Eu cred că da. Eu cred că mai sunt dascăli în România care n-ar face grevă doar pentru că salariul e mic. Ci și pentru că sunt caractere mici în gestiunea învățământului. Eu cred că mai avem dascăli capabili de aceste lucruri, așa cum eu nu cred că s-ar fi prins în perioada dascăliei sale, îmi închipui ce mici erau atunci veniturile. Mi-aduc aminte de dascălii mei. Sunt adevărate icoane. Adevăratul meu iconostas sunt dascălii mei. Vă rog să mă credeți. Sigur că la loc de cinste stă mama. Dar dascălii mei sunt icoane. Aveam un profesor de chimie, sper că mai trăiește, din Dej, care timp de 4 ani a venit cu 2 costume pe el, aceleași. O săptămână cu unul, o săptămână cu altul, că îl dădea la curățat. Dar elegant. Dar profund. Dar dăruit până la capăt. Ne mai vorbim de profesor de franceză care îmi face mare cinste să mă viziteze cu mine în Cluj. Și mulți, mulți alții. Iertați-mi, n-am vrut să trec în edulcorări de tipul acesta, developând amintiri, dar cele mai plăcute amintiri sunt cu dascălii noștri. Nu trăim doar în limita unei amintiri, ci în limita și dincolo de limita amintirii, pentru că, să știți, acestea sunt lucrurile pe care le putem păstra cu cei dragi ai noștri. Și de aici putem da un răspuns, același întotdeauna, cu credință și fermitate. Da, mai avem părinți. Ei mai au copii. Azi
Era să zic sărbătoare, dar o zic. Așa este. Dumneavoastră ați venit și ați dat un caracter sărbătoresc unei despărțiri. Și vă invit până la capăt să credeți că acolo nu este. Și aici mă voi folosi cât aș putea eu de niște verbe. Pentru că a fost un dascăl al verbelor, nu? Când vorbim de o limbă, pornim de la verbele sale pentru a putea înțelege sensurile în care acel popor trăiește prin limba lui. Avem părinți, iar acolo, în Sicriu, nu este această bunică minunată și dascăl, Roșca Emilia Elena. Nu este. Acolo, ea este mult mai mult decât un trup inert. Acolo, avem doar trupul ei. Noi nu suntem, și atenție la acest verb, nu suntem un trup. Ori dacă avem această percepție, e una foarte limitată. Și lumea trăiește în această limită a materialului. Lumea crede că a avea înseamnă totul. Dar nu vreau să joc pe discuția asta atât de mult frecventată astăzi. E bine să ai sau e bine să fii. Și una și alta. Dumnezeu n-a vulgarizat existența noastră umană dându-ne un trup. Dar nu-i bine să ne limităm la ideea că avem doar un trup. Sau că suntem. Aici e riscul. Noi avem un trup, atenție la verb, dar nu suntem un trup. Dar ce suntem? Târziu aflăm uneori. Ceea ce am cântat astăzi, aceea suntem la un moment dat. Chipul slavei tale, cele de negrăite sunt, deși port rândele păcatului. Chipul slavei lui Dumnezeu. Chipul slavei lui Dumnezeu nu l-am putut pune în această lume. Nu în cape. Suntem pe măsura lui Dumnezeu construiți. Nu încăpem într-o lume. Acolo încape doar un trup. Da, ea a avut și un trup. Și un trup pe care și l-a cinstit, pentru că era o eleganță excepțională această doamnă. Un trup pe care nu se vede că nu ce l-a abuzat, altfel nu l-ar fi dus frământând pământul timp de 90 de ani. Nu. Ea este mai mult. Și ceea ce este ea, cu toate amintirile, nu le punem acum în sicriu pentru a le coborâ în sublie. Acelea le veți pune în inima dumneavoastră. Mă adresez nepoților. N-am venit să o abandonăm pe bunica în cimitirul central. Și am venit să sărbătorim. Păi ați venit cu flori. Și cu atâtea flori. Eu nu cred că a avut totuși o zi de naștere cu atâtea flori. Cu mare asta. Și tot un fel de naștere e astăzi. Nașterea pentru Împărăția lui Dumnezeu. Am venit să punem ceva de al ei. Ceva prețios. Nu reduc la nimic existența noastră trupească sau materială. Dar nu putem să ne limităm la a înțelege doar atât prin ceea ce suntem. Suntem chipul slavei lui Dumnezeu, având și un trup. Asta va trebui fiecare de cei care ați venit să faceți o mutare. O mutare. Cuvântul acesta, de fapt, l-am folosit. Și îl vom mai folosi încă o dată, într-o stilistică aparte, ca un mesaj a unei bunici excepționale care și-a crescut în demnitate nepoții. Mutați-o pe bunica, nu în cimitirul central. Și pe mamă, nu în cimitirul central. Nu sub lespezile acestea, ci mutați-o în inima dumneavoastră. Mutați-o în inima dumneavoastră. Este un loc bun. Un loc bun. Da, e momentul în care trebuie să ne mărim inima cu încă o încăpere. Oricum e construită multicameral și la fiecare plecare a celui drag va trebui, de fapt, să mai deschidem o încăpere unde spre odihnă să așezăm. Și apoi așezați-o în memoria și amintirile cele mai frumoase. Îmi închipui câte amintiri puteți avea cu această femeie de excepție. Așadar, în acest sens să înțelegem aceste verbe cu care a luptat atât de mult. Cu atât de mult din surata noastră mai mare, limba franceză. Da. Roșca Emilia Elena s-a născut în Dej. În 12 iunie 1927. A primit o educație potrivită pentru o tânără domnișoară și a ajuns să cânte la pian și să ducă o viață luminată de lectură și de momentele petrecute la operă. A avut norocul să-l întâlnească pe avocatul barbul Mircea Flavius,
cu care și-a întemeiat o familie și a avut un fiu pe barbul Radu Sorin. Totul ar fi mers bine dacă soțul ei nu ar fi fost arestat sub acuzația de refuz, de denunț și uneltire împotriva ordinii de stat. Se spune că totul ar fi mers bine. Dar putem, după 90 de ani de viață acestei femei, să tragem o concluzie că a mers și mai bine. Sigur, să ți se ia soțul de plină tinerețe de lângă tine, nu zic că e bine. Dar acel om să fie luat pentru că a avut caracter demn, nu de turnător. Că pentru aceea a fost arătat, nu pentru că n-a fost turnător. Merită să trăiești mai puțin, dar demn? Eu zic că da. Putem trage o asemenea concluzie? Eu zic că da. El n-a trăit bine. A trăit mai bine. Prin caracterul său. Sigur, lăsând o povară existențială curentă. Dar nu o povară în conștiința dumneavoastră. Ci în conștiința ei. La urma urmei, aici stă forța recuperată frumos de poeți. Du-te la o știre pentru țară. Nu te ascunde. Nu te ascunde în fața propriei conștiințe, că n-ai cum. Comuniștii au început așadar să bage la pușcărie floarea intelectualilor români și tânăra doamnă Bărbul s-a văzut văduvă la 36 de ani, că soțul ei nu s-a mai întors din detenție și domiciliu obligatoriu din Bărăgan. De atunci, ea a fost nevoită să cunoască metodele comuniștilor și a luptat cu forțele răului, reușind să-și facă aici scrie meseria, nu vreau să fiu corector, dar scrie vocația. Vocația. Vocația la catedră. Cât a putut de bine. Au fost ani grei când nu știai dacă a pus să mergi acasă pe seară. Oricând puteai fi luat pe sus pentru motive ridicole. Fără sprijinul soțului său, doamna Bărbul s-a ocupat de educația fiului său și a fost o profesoară deosebită pentru multe generații de elevi. Asta, și dacă nu se scria, era evident în prezența dumneavoastră. Faptul că sunteți toți aici acum, în aceste momente cernite, dar totuși luminoase, zic eu, pentru că, la urma urmei, lumânările astea ne aduc aminte de ceva. Lumina biruie întunericul. Lumina este înaintea întunericului. Oricât ar fi întunericul de mare într-o încăpere, dacă a prins o mică lumânare, întunericul este biruit. Și apoi, științific vorbind, despre viteza luminii am auzit. O cunoaștem. Dar a întunericului? Nu. Viața este înaintea morții și lumina înaintea întunericului. Și a făcut datoria precum se cuvine. Dovadă stă faptul că în 2014 i s-a decernat premiul Mentor pentru excelență în învățământ. Viața ei a fost luminată mai târziu, apropo de lumină, de cei doi nepoți, Radu și Mihai, pe care i-a iubit și i-a sprijinit în tot ce făceau. De asemenea, s-a bucurat de momente deosebite, petrecute la filarmonică și la operă, unde urmărea cu mândrie. Cu mândria împlinirii. Viața Elenei Roșca se aseamănă cu viața multor femei din lagărul comunist, în care dreptul la viață și la libertate a fost batjocorit. Batjocorit, dar nu desfințat, ci salvat. Ceea ce batjocoresc alții, în dreptul nostru, noi trebuie să salvăm prin atitudinea noastră. Și ea a reușit. Într-o dată asistență, suntem astăzi aici, ca să amintim toate aceste momente din viața adormită într-o domnul Roșca Emilia Elena și pentru a ne exprima respectul și admirația pentru toate lucrurile care au făcut parte din trecerea sa pe pământ. Și aici se face o invocare. Dumnezeu să o aibă sub aripa sa ocrotitoare. Eu cred că putem încheia cu un mesaj din partea ei foarte scurt. Foarte, foarte scurt. În orizontul vocației sale de dascăl și de profesoară a unei limbi. Care a însemnat mult și pentru idiomul românesc și pentru cultura română. Eu cred că dacă ar fi să vă dau un salut lapidar, scurt, în limba pe care a slujit-o, transmițind-o multor generații, ar spune adio.
italienii o folosesc într-un anumit fel expresia asta, francezii nu știu dacă o mai folosesc, dar în franceză adio s-ar traduce ne vedem la Dumnezeu. Deci ne vom revedea. Ne vom revedea. Amin.